Bună ziua, dragii mei, sunt Tara Otela cu o etalare colectivă. N-am mai făcut de nu știu cât timp, de vreo lună sau poate chiar și mai mult, o etalare colectivă în care încercăm eu și îngerii mei protectori, cei care mă ghidează, încercăm să aflăm ce simte și eventual ce ar dori să vă transmită o persoană dragă cu care nu sunteți în contact. Nu comunicați în această perioadă și această etalare este valabilă absolut oricând, chiar dacă eu o fac acum în august. Poate să fie și în decembrie și la anul, în martie, oricând intrați pe această înregistrare, este valabilă. O lună, o lună și ceva, rămâne de văzut cum se va manifesta în viața fiecăruia. O să aveți doar trei alegeri de făcut. Sper să nu fiu deranjată de Hansa și de nimeni. Un medalion. Da? Ia. Vedeți? Medalion destul de interesant, zic eu. Ia. Medalion. Numărul 1. Vedeți? Ia să mă dau mai... Așa. Ok. Da? Așa este. Un clopoțel pentru unii. Nu mai fac gălăgie, că pe urmă iar o ispitesc pe Hansa să facă și ea gălăgie, să-mi răspundă. Sper să nu mă deranjeze dacă cumva o veți mai auzi pe Hansa. Sper să înțelegeți, mai ales iubitorii de animale, da? Și un cristal. Numărul 3. Da? Medalionul. Clopoțelul, numărul 2, și cristalul, ametistul, numărul 3. Acum, haideți să vedem. Numărul 1. Ce simte în această perioadă pentru voi? Ce simte numărul 1? Ce simte persoana la care s-a gândit numărul 1? Ce simte? Ce simte? O dată. Oh, deja vrea să vorbească. Deci, da. În această perioadă, persoana la care vă gândiți încearcă să se vindece. Încearcă să se vindece. Mă auziți? Sper că mă auziți, da? Că nu pot să vorbesc. Ok. Deci, persoana la care v-ați gândit se vindecă. Trebuie să-și facă ordine în minte. Trebuie să iasă din niște gânduri triste, din dezamăgire. Probabil că au fost dezamăgiți de voi, unii. Unii poate au fost dezamăgiți de mai multe persoane și situația dintre voi a declanșat o altă... o amintire din trecut sau niște situații prin care au trecut în trecut și s-au simțit răniți. Da? Există un trei de spade. S-au simțit răniți. Acum, posibil să se simtă dezamăgiți și răniți din cauza voastră. Probabil ceva s-a spus, a reacționat într-un fel și spun asta pentru că apare împăratul și 9 de cupe. Ați putea fi voi, berbeci, tauri. Ar putea să fie un semn de apă, sau poate sunteți voi un semn de apă. Există semne de apă, pești, drac, scorpion, berbec sau taur, sau orice persoană dominatoare, nu mult să ai berbec sau taur, nu doar ei sunt dominatori, poate să fie și leu și scorpion și orice zodie, care mai ales parte masculină, care îi place să domine. Deși sunt și femei care se manifestă ca bărbații, da? Sau un semn de aer. Însă, în această perioadă, e clar că este vorba de o dezamăgire cu 4 de spade și cu 9 de cupe invers. Dacă la un moment dat au visat, că 9 de cupe este un vis împlinit, este o satisfacție interioară. Dacă la un moment dat au sperat că își vor găsi echilibru lângă voi, că voi le aduceți bucurii, chiar au fost foarte bucuroși lângă voi, așa simt. Acum cărțile au venit invers, tocmai, pentru că a fost o chestiune. O fi fost un triunghi. Și triunghiul nu e musai să fie amoros. Poate să fie o altă activitate, un altă
punct pe lista de priorități și mai puțin relația voastră era importantă la un moment dat, pentru unul sau pentru celălalt. Ideea este că există un dezechilibru. Ei simt că acest împărat în această poziție a încercat să domine, am vorbit, da? Pentru că împăratul în poziție normală este protector, invers este manipulator, dominator. Vrea să aibă control. Asta simte. Simte că, mai ales dacă sunteți cu planete în semne puternice, pești, nu pești, da, poate. Vreau să spun berbec, taur, scorpion, leu. Sau sunteți o figură masculină care vrea controlul cu orice chip, au simțit. Au simțit că au fost cupe, da? Au simțit și dacă la un moment dat au simțit multe bucurii și speranțe lângă voi, acum speranțele s-au dus. Din cauza acestei obsesii a controlului. Asta simt ei. E o dezamăgire, da? N-are rost să mai lungesc deja povestea că spun cărțile. Da, uite, patru de cupe. Patru de cupe. Meditați la acest triunghi sau la prieteni, poate prietenii unuia sau altuia v-au influențat. Ideea este că ele legătură foarte emoțională și profundă, da? Șase de cupe. Simt că comunicați profund, telepatic, la distanță, în această perioadă, însă există această supărare peste care încă nu pot să treacă. 4 și 4. Și știți bine că 4 este un semn fix și atunci ca să se treacă înspre 5, înspre schimbare, necesită timp, timp, meditație. E o tristețe, clar, tristețe. Poate chiar și o ușoară depresie. Poate au senzația că unii dintre ei, depinde și de vârsta lor, că tot timpul au de-a face cu relații care eșuează dintr-un punct de vedere. Și totuși, v-au simțit foarte profund emoțional, au v-au simțit eventual că v-ați mai întâlnit în altă viață, v-au simțit ca și niște parteneri cu care pot fi vulnerabili, pot fi copii, se pot bucura. Au avut multă pasiune. Încă mai au. Însă acum trebuie să se vindece. Trebuie să se vindece. Și abia după vindecare, după ordine mentală, se poate discuta despre o renaștere, despre o împăcare. Unii clar că vă doriți împăcarea și o nouă etapă în dragostea voastră. Judecata, asul de cupă. Uite ce frumos! Își doresc când se va întâmpla această reîntâlnire cu voi, judecata, să se discute despre dragoste. Nu să mai fie controlul pe care l-au simțit la un moment dat și care i-a dezamăgit. Da, clar că cineva a vrut să controleze. Se dorește comunicarea. În această perioadă, aici valetul de spade este cu spada în jos. Își doresc eventual să comunicați mai mult emoțional, mai mult despre compatibilitățile voastre, despre atracția dintre voi, că am văzut și asul de bâte, da? Despre atracția dintre voi, atracție și îndrăgostiții. Își doresc să vă exprimați emoțiile acestea care se văd și la șase de cupe. Să exprimați. Să simțiți împreună. Să vă lăsați copleșiți de emoții. Da? Și eventual să discutați lucruri profunde și mai puțin lucruri simple. Pentru că valetul de spade totuși nu este chiar atât de profund, da? Eventual, în această perioadă, dacă au posibilitatea, mai caută pe internet. Sau se mai uită despre voi. Mai deschid telefonul și speră că le veți transmite un mesaj.
sau citesc mesajele din urmă, se întorc din când în când la acele momente în care ați comunicat, tocmai ca să analizeze. Patru de spate analizează. Cam asta ar fi. Aș vrea să le pun totuși în ordine, da? Deci, îndrăgostiții erau aici. Simt că, într-un fel sau altul, vă completați. Bănuiesc că și voi simțiți că nu degeaba ați căutat aici. Nu degeaba. Interesant că aveți doi de ași. Însă, se gândesc că a interesat mesajul. Dacă până acum s-a simțit mai mult pasiunea, asul de bâtă a venit înainte de judecată. După împăcare, după această perioadă în care amândoi ar trebui să judecați, să analizați, să gândiți cum să faceți, să renașteți, asta înseamnă judecata, renaștere, să vă împăcați dacă vreți, evident că dacă vreți, stai și căutați. Asul de cupă apare după împăcare. Este importantă exprimarea emoțională. Foarte importantă. Și repet, dacă au fost manipulări emoționale din partea cuiva, ei așa simt. Așa simt. Că au fost manipulați emoțional. Că împăratul nu a arătat emoțiile. Cine a fi fost acest împărat? Că voi... Bănuiesc că voi sunteți, da? Hai să mai vedem. Dacă ar fi... Ia! Încă al set de cărți. Ce simt despre voi în această perioadă? Oh, ce frumos! Union. Super. Ah, da, Union. 13. Poate pe 13, într-o zi de 13, anticipează. Se anticipează o întâlnire. Întâlnirea asta, evident că poate să fie și virtuală. Important este să se manifeste această uniune, da? Că am văzut și îndrăgostiții. Și trecând peste mesajul acesta, ce simt? Simt că împreună sunteți, vă completați, da? Vă completați. Ia uite. Ia uite. Yin și Yang. Împreună sunteți complet. Vă completați, am zis, sunteți un tot, vreau să zic. Sunteți un tot. Împreună. Însă trebuie să vă interesa mesajul, să vă echilibrați ego-ul și unul și altul. Trebuie să vă echilibrați ego-ul și trebuie să... Trebuie să transformați niște energii care vă blochează primele chakre și primele chakre țin de sexualitate, de siguranță, de stabilitate. Prima, întâia și a doua, stabilitate, sexualitate, creativitate, creativitate. Probabil cine a fost aici, în această poziție, împăratul care nu a arătat emoții, nu a manifestat nici creativitate în comunicare, nici... Nici stabilitate. Am spus că împăratul trebuie să fie stabil, să fie protector. Și asta speră. Că vă veți vindeca și voi, nu doar ei. Ei oricum, acum se vindecă. Se gândesc la voi. Și... Da, și au credință. Au credință. Că cerul și pământul vă vor echilibra într-un fel sau altul emoțiile și veți ajunge la o uniune, la o înțelegere, la un moment în care veți putea manifesta ceva interesant împreună. Din punct de vedere intim, ce simt ei pentru voi? Oh. 8 de spade. Au multă, multă dorință pentru voi. Multă dorință, dar trebuie să se abțină.
Da, vedeți, parcă strâng cerșafurile să nu explodeze de dorință. Este o atracție puternică, dar pentru că este 8 de transformare și iar sunt spade, dar se dublează 4 cu 4, 8. Din punct de vedere intim, au nevoie de vindecare și mai multă. Și voi, și ei, am zis, vindecare la nivelul primelor chakre. Și probabil că nu întâmplător a venit mesajul aici, vine confirmarea. Trebuie să vă vindecați. Iar e o dorință de control. Cineva încearcă să controleze finalul, începutul, demersul, da? Nu există în acest moment nici creativitate, nici libertate în exprimare. Și 8, am zis, înseamnă transformare și asta datorită gândurilor că sunt spade. Un mental foarte fixat pe această dorință de a controla. Posibil, unii dintre voi, dintre ei, gândiți că ar mai fi, din acest motiv este și această abținere, acest control. Gândiți că s-ar putea să mai fie cineva în preajmă, în spate, în spatele vostru, în spatele lor. Presupuneți. E un personaj. Nu știm dacă este real sau dacă este doar o închipuire. Însă, atracția există. Este casa 8-a a Scorpionului. Ia uite ce frumos! Ce frumos s-a oprit la ce? La vise. 7 de cupe. Vise, fantezii, da? În care vă vindecați împreună. Steaua. Steaua ce face? Vindecă. Are speranță. Dă speranță. Și aici visează. Visează că veți fi împreună, că vă veți vindeca în momentele voastre de intimitate. Interesant. Hai să vedem ce ar putea să vă transmit în această perioadă. Numărul 1. Mi-era dor să fac genul ăsta de tare. Și dacă vorbesc mai încet, asta e, dați volumul mai tare. Cu siguranță le este tare, tare dor de voi. Nu, cum să traduc? Trăiesc pentru zâmbetul tău și aș muri pentru sărutul tău. Frumos, exprimă dorințele despre care am vorbit mai devreme. Chiar dacă nu v-ați întâlnit, chiar dacă poate nici nu v-ați văzut, dacă ați avut doar conversații, ca cum se poartă genul ăsta de comunicări, contacte virtuale, zâmbetul unui om se simte în tonul vocii. Posibil că la un dat ați râs și le-a plăcut râsul vostru, ați zâmbit în timp ce ați vorbit și le-a plăcut zâmbetul vostru și le-ați stimulat dorința aceasta de a vă săruta, de a fi împreună. Însă, și le este dor de aceste senzații, de aceste emoții, de această completare, de acest tremur emoțional pe care l-au avut la un moment dat în preajma voastră, însă, în această perioadă, dintr-un punct de vedere, nu se simt suficient de bun pentru voi. Și știu că sună ciudat, chiar dacă persoana respectivă este posibil, în anumite cazuri, că sunteți totuși un colectiv, scuzați-mi cățelul, chiar dacă persoana este atrăgătoare, este evoluată, este mai matură decât voi, chiar dacă este foarte posibil să aibă niște complexe. De-aia spun, poate unora o să vi se pară ciudat. Cum să nu se simtă bun pentru mine? Că poate eu sunt mai tânăr, mai tânără, eu sunt mai mic, mai mică în grad, în statut social, din punct de vedere financiar și poate ei sunt mai buni, da? Există, dacă totuși e o etalare colectivă. Totuși, acest personaj, dacă nu se simte suficient de bun pentru voi, înseamnă că vă văd într-o lumină specială, aparte, visează, da? Vă idealizează, măcar dintr-un punct de vedere emoțional și fizic. Din acest motiv, poate, nu poate, din acest motiv apare steaua ca această posibilitate de a îi vindeca și din punct de vedere emoțional, sexual, posibil au niște complexe fizice. Dacă sunt mai în vârstă, se simt trecuți, nu se mai simt la prima frumusețe în potențialul lor, da? Maxim pe care l-au avut cândva.
Și atunci apare complexul de vârstă. Poate să fie o diferență fizică, unul mai înalt, altul mai mic, unul mai... Sunt diferențe, da, de greutate, de fizic, dar sunt niște complexe aici. Și chiar dacă n-ar fi, am zis că împreună vă completați. Aici e o chestiune. Sunt foarte mulți oameni și vă spun din experiență, că ceea ce spunem aici, spunem din experiență. Suntem oameni trecuți prin viață, cam toți cei care facem acest gen de etalări. Sper să fie cât mai mulți trecuți prin viață și cu un dram de înțelepciune. Sunt oameni frumoși care nu se simt frumoși și asta nu din cauză că nu sunt, ci din cauză că au în preajmă oameni care le doboară încrederea în ei înșiși. Posibil din acest motiv au simțit că lângă voi, că voi le puteți da stabilitate, au simțit, au visat, au sperat, au sperat, e o speranță, au sperat că sunteți partenerul lor divin și pot găsi protecție și stabilitate lângă voi, însă, totuși, din păcate, acest împărat nu s-a purtat așa cum au sperat. Din acest motiv apare dezamăgire. Acum, dacă vreți să luați acest sfat spre binele relației voastre, luați-l ca atare și data viitoare să aveți grijă cum vă manifestați în relație cu ei. Cam atât pentru numărul 1. Deja am vorbit mult. Trec la numărul 2. Da. Da, numărul 2. N-aș mai vrea să pun pauză pentru că nu vreau să se decaleze sunetul. Repet. Hansa Smiorcăie. Hansa se smiorcăie pentru că este legată și nu e obișnuită să fie legată. Dar se mai întâmplă în viață când trebuie să ne supunem unor restricții, carantine, reguli. Da, reguli de bună purtare și uite așa, până învățăm că trebuie să ne purtăm într-un anume fel, ne smiorcăim, ne revoltăm într-un fel sau altul. Haideți să vedem cei care ați ales clopoțelul. Nu, deja nu. Ce simte persoana la care v-ați gândit? Ce simte persoana la care v-ați gândit? Numărul 2. Ce simte persoana la care v-ați gândit? O dată, de două ori, de trei ori, da? Oh, deja vor, ei vor și să vorbească. Trei de monede? Oh, ce frumos! Oh, ce frumos! Pun toate cărțile în ordine. Ce simt? În primul și în primul rând, la capătul setului de cărți, doi de cupe. Simt că sunteți suflete perechi, suflete gemene. Simt o legătură specială, că nu v-ați întâlnit întâmplător. Își doresc un început asul de monede. Acum își doresc nu doar un început, vai ce frumos, își doresc o schimbare de atitudine, o schimbare de energie. Probabil că nu sunteți într-un, nu v-ați sincronizat ca timp la un moment dat în această relație. În acest motiv apare și roata norocului. Ceva ține de timp, de sincronizare. Dacă până acum, da, simt că le da stabilitate, simt că lângă voi o să înceapă o nouă viață, o nouă etapă în relația dintre voi. După această perioadă, simt, comunicați telepatic, își doresc. Însă mai mult decât atât, își doresc această schimbare de energie în care... vai... Trebuie să exprimați în această schimbare de energie nu doar stabilitate, nu doar comunicarea emoțională, trebuie să exprimați adevărul și în primul rând să tăiați legătura karmică dintre voi și alte persoane care au participat la această atmosferă de confuzie și de durere din cauza unor posibili triunghiuri, din cauza ego-ului, din multe cauze și foarte multe și necunoscute, s-a produs această rană emoțională
sufletească în sufletul lor, posibil și în al vostru, dar vorbim despre ei. Simt că trebuie comunicat adevărul despre toate confuziile, fricile, toate emoțiile negative, zic negative pentru că este un 5 de spade, care au dus la această mare, mare suferință. Deci asta, aici trebuie să se producă schimbare. Da, simt că lângă voi este, au un potențial de lungă durată, au un potențial de abundență, au multe lucruri de făcut împreună cu voi, însă schimbarea, roata norocului, timpul, sincronizarea trebuie să aducă adevărul, trebuie să aducă claritatea în aceste confuzii, da? Să se facă lumină în ceață și în primul rând să se vindece, că asul de spade are și calități de vindecător, pentru că spada poate să și vindece, da? E cu dublu tăici. Ce simt în continuare? 3 de monede, magicianul și valetul de cupe. Semn de pământ, semn de apă și magicianul, care poate să fie oricine, dar în mod special un mercur special aspectat. Mercur, geme fecioară, poate să fie și berbec, că e prima zodie, și capricorn, că e ianuarie, oricine. Însă, în această perioadă își doresc să construiască. Își doresc să construiți împreună în această perioadă. Să colaborați. Dacă până acum nu s-a colaborat din cauza acelui 5 de spade, da? Și au fost răni, da? Aici sigur nu s-a colaborat. Cineva a vrut cu orice chip să-și impună părerea și să se impună. Au fost jocuri mentale în anumite cazuri, da? Acum se vrea colaborarea și munca. Munca de echipă pentru a manifesta, împăcarea. Pentru a împăcarea. Valetul de cupe poate să însemne împăcare, poate să însemne vindecare, poate să însemne comunicare emoțională, poate să însemne duioșie, pentru că este nevoie după aceste energii de blândețe. Își doresc să manifestați momente de blândețe împreună, de tandrețe. Valetul de cupe e tandru, e poetic. Aveți toate resursele, și unul și celălalt. Aveți toate resursele. Doar vă trebuie încredere. Magicianul are încredere. Nu doar că are resurse, are credința că poate să manifeste. Și dacă acum face gestul acela, este acel prim pas spre manifestarea dorințelor. Ce mai simt? Foarte posibil, pentru că au fost 5 de spade și 3 de spade, simt că au fost manipulați emoțional. Magicianul și valetul de cupe poate să fie un foarte bun manipulator emoțional. Însă, varianta pozitivă totuși au venit în picioare, zic eu. Vom vedea și cum se confirmă de celelalte cărți. Că simt că aveți o forță specială, îi atrageți într-un mod special, aveți o magie unică pe care n-au mai găsit-o la nimeni, un fel de a comunica, Mercur, care îi emoționează, valetul de cupe. Din acest motiv își doresc să lucreze cu voi. Interesant. Foarte posibil să simtă că îi inspirați. Inspirați, să creeze. Interesant. Să creeze ceva special. Să nu uităm că la capătul setului de cărți sunt 2 de cupe. Sunt 2 oameni care comunică telepatic și au o scânteie între ei, da? În momentul în care se gândesc, se produce scânteia foarte frumos. Da? Scânteia este și aici la magician. Se produce, da? Gândesc Mercur. Și lună, emoții. Bine, nu-i lună, este valetul de cupe. Luna a fost în partea cealaltă, a apărut și luna. Dar în acest context, luna a adus confuzii.
Eu zic că, așa simt, că sunt multe gândurile lor, însă important este că își doresc să manifestați o nouă etapă în comunicare, Mercur comunicare, în care veți comunica, valetul comunică, aduce mesaje emoționale, poetice, creative. Și simt că ar fi bine să colaborați. Ia altceva, alt mesaj. Adică, cu alte cuvinte, să schimbați. Să schimbați energia. Și să creați. Am zis, asul de monede este produce valori, da? Să creați valori. Să nu mai creați stres mental, să nu mai creați dezamăgire și confuzie. Da? Confuzie, frici, asta își doresc. Adevărul, să tăiați aceste karme care se pot manifesta în această viață și din cauza unor experiențe din alte vieți, da? Hai să mai vedem din seria aceasta de cărți. M-am zis, n-am pus pauză ca nu cumva să se decaleze suflet. Sunetul. Da. Ce simte numărul 2? Cei care au ales numărul 2, ce simte partenerul la care v-ați gândit sau partenera? Persoana la care v-ați gândit. Numărul 2. Persoana la care v-ați gândit, ce simte? Să vedem. Oh! A apărut ceva? Wow! Regina de aer. Wow! Am zis și se confirmă. Au nevoie. Au nevoie de adevăr, de comunicare, nu musai directă, că totuși își doresc o comunicare emoțională, de comunicare adevărului. Au nevoie să înțeleagă niște lucruri pe care le-ați ținut ascunse, să înțeleagă de ce s-a produs această rană, să înțeleagă de ce trebuie, într-o poveste atât de, într-o legătură atât de profundă emoțională, de ce trebuie să se manifeste acest ego? Pentru că atunci când iubim, nu mai ne dorim controlul celuilalt, nu ne mai dorim victoria. Teoretic ar trebui, și nu doar teoretic, și practic, să. Pentru că aveți posibilitatea să simțiți ce are celălalt nevoie și să-i oferiți ce are nevoie. Nu să vă lăsați guvernați de acest 5 de spade, de dorința de victorie. Ia uite. 6, iar semn de aer, foarte multe semne de aer. Mercur, am văzut mai devreme și Mercur. Am zis să colaborați, să fuzionați situațiile negative cu potențialul care este în fața voastră și să le alchimizați. Da? Este și aici tot Mercur, da? Să le alchimizați. După această perioadă de dezamăgiri, 4 de apă. Se dorește înțelepciune, să manifestați înțelepciune și regina de spade înțeleaptă, dacă vrea. Se dorește să se manifeste înțelepciune și nu măști, 7 de spade, nu vorbe goale, nu predici sterile, că și aici sunt predici sterile. Se dorește manifestare emoțională, 6 de aer, pentru că vă simțiți. Vă simțiți. Și în primul și în primul rând să fuzionați aceste experiențe ca să le înțelegeți. Ca asta înseamnă nu să le lăsați în spate neînțelese. Se dorește înțelegerea lucrurilor. Din punct de vedere intim, ce simt ei față de voi? Deci am spus, simt nevoia comunicării.
Ce simt față de voi din punct de vedere intim? Interesant că la această etalare Hansa plânge. Probabil că mulți dintre voi plângeți și dintre ei plâng. În această separare, în această lipsă, o lipsă de comunicare. Ce simt? Primul și în primul rând sunt îndrăgostiți. Îndrăgostiții, da? Simt atracție, simt completare fizică, intelectuală, emoțională, da? Dar, am spus, posibil să fie încă o persoană care influențează această poveste. Și revin la mesajul pe care l-am spus mai devreme. Simt nevoia să fuzionați, dacă experiențele negative cu potențialul pozitiv pe care îl aveți în față. Aici sunt două figuri feminine complet diferite. Una este timidă și alta este mult mai deschisă, da? Am senzația că timiditatea acestei persoane sau nu neapărat timiditatea, reținerea în exprimarea emoțiilor a produs aceste dureri. Interesant. Cineva poate din timiditate, alții din ego, din ambiție, nu au vrut să arate emoțiile, da? Luna, da? Au ținut ascuns. Aici, la fel, ține ascuns niște stări, dorințele, da? Stă închis, acoperită, nu arată cât îl dorește, da? Sau cât o dorește. Cealaltă este mult mai expresivă. Își doresc să faceți această alegere în a vă exprima creativ, în a manifesta, am zis creativ, colaborare, da? Mercur, a comunica și emoțional, a comunica emoțiile, cum face și acest personaj, da? Își comunică dorințele, ce simte, atracția, se vede, cealaltă nu arată. Am spus, poate să fie timiditate, dar cred că este și o ambiție. Așteaptă ca cineva a așteptat ca celălalt să facă primul pas și chiar dacă celălalt a făcut primul pas, pus niște chestiuni emoționale care trebuie rezolvate. Luna înseamnă foarte mult și frica de a fi vulnerabilă, așa cum este această doamnă reținută. Se pitește în ea. Încearcă să-și creeze o armură din ea însăși. Și totuși se uită, da? Se uită către el, privește și îl dorește, dar nu arată. Și interesant cum s-au oprit cărțile, ce frumos, la împărăteasa și soarele. Aveți un potențial superb în față. Sunteți tot ce și-au dorit. Împărăteasa, simt o mare atracție, o mare trezire spirituală și sexuală. Soarele este și spiritualitate și sexualitate. O energie fantastică se trezește în ei, în preajma voastră. Însă, repet, trebuie să alegeți, eventual unii dintre voi chiar trebuie să alegeți între două personaje, foarte posibil, că nu degeaba a apărut cartea. Însă, făcând abstracție de această posibilitate, care nu e în viața tuturor, eu zic că da, vedeți, într-o carte împărăteasă e singură, aici este un cuplu deja. Deci aici este trecutul, mare atracție sexuală între voi doi. Mare. Și v-ați privit, bănuiesc, unul pe celălalt ca fiind persoane de o valoare specială, nu doar atracție și valoare. Însă, degeaba sunteți valoroși separat, când voi ar fi frumos să fiți valoroși, să vă creșteți valoarea împreună. Mesaje speciale pentru voi. Hai să vedem ce ar dori să vă transmită cei care ați ales numărul 2. Și asta e dat mai tare, nu pot să ții.
Persoana la care s-a gândit numărul 2. Ce ar dori să vă comunice? Clar. Încă se luptă cu acești demoni, cu acea lună, cu acea frică. Niște demoni interiori. Da. Încă se luptă să se deschidă. A zis? Că sunteți o persoană specială, sunteți un vis care poate deveni realitate. Este șocată de existența voastră, de faptul că v-a întâlnit. Și acest șoc a produs și această frică. Da? A declanșat acești demoni să reapară demonii. Am zis că pot să fie complexe frici. Își doresc foarte mult, când vă veți reîntâlni, să lupte pentru această relație. Însă, în acest moment, încă își vindecă rănile de relațiile din trecut. Am spus, își doresc colaborarea și colaborarea este un fel de a lupta pentru a menține stabilitatea în relații, da? O luptă practică, nu musai agresivă, nici verbală, nici emoțională, este o luptă constructivă. Însă trebuie să aleagă. Am zis, e o luptă interioară. Îndrăgostiții e o alegere și alegerea este o luptă, o bătălie cu demonii. Cu tentațiile. Aici poate să fie și o tentație. Cu tentațiile, cu demonii. Cu fricile. Cu rușinile, cu complexele, cu dorințele excesive. Sunt foarte multe. Sper că v-a fost de folos. Și rămâne să ne auzim și la alte etalări. Acum, să pregătesc pentru... ce pozițiile fac? Așa? Numărul 3 mă pregătesc, dar vreau să-mi pun un pic cărțile în ordine. Nu mai pun pauză, am zis, pentru că apare decalajul ăla de sunet și nu face nici mie plăcere când se produce așa ceva. Însă, dragii mei, care ați ales cristalul de ametist, da? Care îmi place mie foarte, foarte mult. Să vedem. Ce și-ar dori să vă comunice persoana la care v-ați gândit? Ce simte mai întâi? Ce simte despre voi? Este o etalare foarte scurtă. Asta pentru că Hansa se smioacă, e? Și orice zgomot în plus, evident că distrage și mie atenția. Însă, haideți să vedem. Numărul 3. Și la voi plânge. Am crezut că se oprește. Toată lumea plânge. Că nu ne plac separările. Cât am fi de, sau cât ați fi, unii dintre voi orgolioși, care o fi în această postură, nimănui ne plac separările. Ce simte persoana la care v-ați gândit? Ce simte? O dată. De două ori. Nici asta n-a pus. De trei ori. Și mai vreau încă o carte. În această perioadă, ce simte? Simte că trebuie să judecați corect situația. Judecata nouă de monede. Este o transformare în felul în care gândesc despre voi. Poate că unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de pământ sau cu cineva cu marcaj pe Pluto. Dar în primul rând, se gândesc la echilibrul lor financiar, la independența lor. Este
Subiectul principal, independența lor. Noua de monedă este o persoană independentă cu reușite. Asta este gândul principal. Vor să-și urmeze destinul. Vor să-și urmeze indicațiile îngerilor, ghizilor spirituale. Vor să se transforme. Acum variază ce ar putea să însemne asta. Însă, vom vedea cum se raportează acest mesaj la celelalte următoare. Însă simt multe emoții pentru voi, cel puțin până acum. Au fost confuzii, au fost vise, au fost comunicări emoționale la un moment dat. Însă 7 și cu 1 e 8, este o transformare emoțională confirmată și de lumea. Vor să încheie acest capitol de confuzii, de stări, de vise, de comunicare emoțională. Vor să se concentreze pe independența lor, pe creșterea lor spirituală, financiară, profesională, pe misiunea lor pe care o primesc prin ghidaj divin. Și vorbesc de misiunea lor pentru că apare un faeton. Faetonul se duce către stea, către destinul său. Și faetonul e foarte determinat, da? Oh! Unii dintre ei își doresc să... Nu știu cine sunteți aici care ascultați. Dacă sunteți voi, ar fi fain. Își doresc să meargă către cine? Către regele de bâte, semn de foc, berbec, leu, săgetător, către împărat, berbec sau taur, poate să fie și leu, poate să fie orice, da? Către șase de bâte. Persoană care atrage atenția, persoană care este în vizor public, persoană care este foarte încrezătoare. În cazul în care nu vă reprezintă pe voi, am spus pentru că ei se gândesc la independența lor. O să mai trag o carte. Acum poate să fie un mesaj, următorul pentru unii dintre voi, următorul mesaj poate să fie pentru alții dintre voi. Dacă își doresc independența, nu știu în ce zodii sunteți voi sau pe cine reprezentați, poate sunteți semne de pământ, poate nu sunteți, poate sunteți alte semne, oricum își doresc un personaj. Asta își doresc. Un personaj care să aibă aceste calități. Dacă voi le veți împlini, foarte frumos, vă vor dori pe voi și vă vor și vor călători către voi. În cazul în care nu sunteți voi, evident că ar putea să fie altcineva. Acum, am spus că vor să lase confuziile și emoțiile, da? Vor să închidă acest capitol și să manifeste, să meargă cu determinare către această independență exprimată și de aceste cărți. Vor victorie, vor să aibă încredere în ei, vor să manifeste ceva special. Vor să manifeste ceva special. Că va fi cu voi, ia uite, împăratul și împărăteasa. Rămâne de văzut. Da. Hai să mai vedem a treia carte. Că au fost doar două. Ce mai simt pentru voi? Încă o carte pentru numărul 3. Vedem cum se confirmă și celelalte. Dar cred că această separare pentru unii dintre ei este manifestată într-un mod destul de înțelept. Sper să fac o prezentare în legătură cu atitudinea pe care trebuie să o avem în timpul separărilor. Persoana încearcă să judece corect situația și să manifeste o stare de preîmpărăteasă, să manifeste echilibru, succes, reușite financiare, casă, da? Ca să atragă ce este mai bun.
Dacă în timpul acesta voi faceți același lucru, minunat, vă veți reîntâlni la un moment dat amândoi doi oameni puternici. Dar persoana aceasta în acest moment își dorește o persoană la fel de puternică ca și ea. A apărut 9 de putere. 9 de putere înseamnă blocaj. Și nu degeaba îi fi zis ce am zis. Blochează orice, inclusiv această comunicare cu voi, ca să judece corect această împlinire de sine. Și nu este ca 9 de cupe care e satisfăcut. Și acest 9 de monede este foarte satisfăcut, dar nu rămâne doar în zona emoțională, spirituală. Vrea să și manifeste. Vrea să și manifeste, vrea să și pună în practică tot potențialul pe care îl are. Își dorește să fie cea mai bună versiunea sa. Eu așa simt. Eu așa simt și sunt curioasă cu cine. Ia uite, are putere, se abține, deși are multă atracție pentru voi. Însă această atracție, această tentație, i-a rănit profund. 3 de spade și 10 de spade și a consumat. Și a consumat. Cum fi fost un semn de aer care i-a pus să aștepte? Poate să varieze, da? Însă, vor să închidă niște cicluri karmice în care s-au consumat mai mult decât era cazul, în care s-au lăsat răniți, da? Și uite așa, pentru unii, posibil această persoană, tocmai din cauza acestor răni, să-și dorească cu orice chip să aibă putere asupra sa. Că se va manifesta într-un fel sau altul și asupra relației dintre voi doi, variază. Însă, în primul și în primul rând, vor să-și tempereze, să-și controleze această pasiune, acest foc. Clar că, da? Vor să blocheze tot ce-i distrage de la acest 9 de monede. Au o misiune. Persoana aceasta știe misiunea pe care o are. Comunică cu ce? Cu păsările, cu ghizii spirituali. Păsările, pentru mine, în acest moment, sunt niște simboluri ale ghizilor spirituale. E nouă, nu e număr spiritual. Haideți să vedem cum corespunde acest mesaj cu mesajele care vin. Posibil pentru unii dintre voi, zic posibil pentru că e etalare colectivă, tot ce am spus acum să fie referitor la voi, să simtă că voi îi blocați pentru a vă găsi independența, să simtă că voi vă controlați această pasiune, voi vă controlați această pasiune, pentru că tentația asta este dureroasă. Da? Și ca să vă vindecați și în primul rând trebuie să ieșiți din aceste cicluri karmice. Oricum, este o rezistență. În acest moment, cu puterea și cu 9 de debut, este o rezistență la ceea ce ar putea să fie între voi. Voi știți ce este. Eu doar am făcut acum o etalare ce simte și ce ar dori să vă transmită. 9 de debut este Chiron. Este planeta care suferă. Ia uite, au multe dorințe. Desire. Da? A apărut și aici. Multă dorință. Ia uite. Da? Intoxicantă. Însă vor să-și găsească acest foc interior. Sunt concentrați mai mult în acest moment pe dorința de a se regăsi pe ei, de a manifesta ceva special, da? Și de a nu se lăsa devorați. Ia uite. De percepții negative. În aceste de cărți, 3 de spade nu înseamnă răni, înseamnă, este un mercur, este un studios, înseamnă dorința de a înțelege niște lucruri.
că lucrurile acestea țin de relații, de emoții, de carieră. Dorința de a înțelege de ce percep lucrurile într-un anume fel, pentru că, până la urmă, toate aceste spade sunt foarte bine percepții ale noastre. Da? Ele, de fapt, nu înfig, nu rănesc corpul, da? Sunt deasupra, sunt doar lecții spirituale. Inclusiv aceste răni, toate sunt lecții spirituale și tentația este o lecție spirituală. Și aici este. Vor să înțeleagă trei de aer, să studieze, să manifeste. Intuiție, comunicarea cu îngerii, pasiune sănătoasă, creativă și să înțeleagă acest întuneric al percepțiilor, da? Una e să ți se pară și alta e să simți, să intuiești, să creezi. Da, interesante tarări. Foarte interesante. Din acest motiv a apărut și judecata, comunicarea cu îngerii, cu intuiția. Ce simți din punct de vedere intim? Că văd că au multă dorință pentru voi. Nu sunt prea multe, cu siguranță nu acest mesaj. Ce simți pentru voi? Uf! Bine că n-a plecat prea departe. Wow! Nouă de cupe. Am zis, este dorință, dar este și o mare, mare bucurie emoțională. Li se umple sufletul de bucurie când se gândesc la voi. Își doresc momente intime profunde, tocmai pentru că există dorință. De-aia am zis, vor să analizeze aceste dorințe. Este doar o impresie, este doar o tentație sau este mai mult de atât? Și în acest moment aleg tăcerea, eremitul, da? Să mediteze la ce ați putea fi împreună. Să mediteze la dorință, cum am zis mai devreme, da, se confirmă într-un fel cărțile. Aleg tăcerea, aleg să blocheze. Să vă blocheze sau să blocheze o manifestare cu voi ca să înțeleagă, că asta face remitul, vor să înțeleagă lecția spirituală acestei dorințe. Oh, ce frumos! Pentru că iar apar. E un moment de alegere. Doi de spade înseamnă blocaj în comunicare în tarotul clasic. Aici este iar un moment de decizie. Cineva oferă și celălalt stă și se gândește dacă să primească oferta. Pentru că există un mare potențial emoțional, sexual, dar vă împliniți din punctul acesta de vedere. Însă, unul este gelos. Unul este gelos. Și în acest motiv, acest nou de cupe care a apărut a venit de fapt invers. Potențialul nu se poate manifesta. Pe de-o parte, că unii dintre ei se concentrează pe nouă de monede, pe stabilitatea lor. Pe de altă parte, că trebuie rezolvate niște lecții spirituale. Am zis, vor să înțeleagă diferența între dorință și dragoste. Unul dintre voi este foarte gelos. Hai să vedem din seria mesajelor ce ar putea să vă transmită. Da. Este normal să apară nouă de cupe invers, mai ales dacă sunteți separați, adică nu este ceva ieșit din comun. Da? Nu puteți manifesta această întâlnire, aceste atingeri atât de tandre, da? Și de satisfăcătoare. Și ar dori să facă dragoste, să vă priviți ochii în ochi în timp ce faceți dragoste, da? Să fiți vulnerabili unul cu celălalt, să nu vă fie jenă, să aveți încredere. Însă, cartea a venit invers. Pentru că trebuie să înțeleagă dorința, ce este dorință sau este tentație sau este dragoste. A apărut totuși leitmotivul acesta. Da? Dorință, tentație,
Ia să-mi iau totuși o carte. Mai dăm o carte, totuși, pentru numărul 3. Mai dăm o carte pentru numărul 3. Clarificăm dorința. Ok. 4 de pământ. Da. Sunt foarte concentrați acum pe niște manifestări practice în material. Pe niște îndatoriri pe care le au față de unii și de alții. Pe niște contracte, pe niște legături karmice, pe bani, pe echilibrarea financiară. Asta este dorința lor acum. Da. Pentru că au niște probleme financiare. De aia am zis, a apărut și 9 de monede. Și nu vor să fie distrași. Pentru că își doresc independența. Pentru că sunt conștienți că, da, ok, e dragoste, dar dacă nu sunt stabil eu, stabilă, degeaba. Sau, dragoste, dorință, ce-ar fi, important este să fim noi stabili, da? Noi pe picioarele noastre. Mesaje. Persoana care v-ați gândit numărul 3. Sper să vă fie de ajutor și această etalare. Mesaj. You are so beautiful. Da? Vă văd frumoși, tentanți. Însă, ce? Își doresc o colaborare la un moment dat. Își doresc să transformați această energie foarte intensă între voi, să o puneți în material, într-un mod creativ. Să creați poduri între unul și celălalt. Din acest motiv, probabil, așa simt, se concentrează foarte mult pe independența financiară, ca să puteți construi împreună. Alt mesaj. Numărul 3. Își doresc colaborarea. Niciodată nu o să te uit. Este imposibil. Deci chiar dacă nu vorbește cu voi, să știți că nu o să vă uite niciodată. Este imposibil să vă uite. Oh, I want you. Evident, cu acest diavol, cu desire, este clar că vă dorește persoana aceasta. Vă dorește și ar dori colaborare, nu vă poate uita, vă vede foarte frumoși, dar este nevoie de iertare și pentru unii dintre voi, simt că acest 9 de monede vă poate reprezenta pe voi. Se gândesc că voi sunteți absolut niște persoane speciale și atunci ei trebuie să lucreze, să se transforme ca să poată fi în preajma voastră. Că își doresc colaborarea. Vă văd frumoși, da? S-a văzut și în mesaj. Vă doresc. S-a văzut în toate cărțile că își doresc prezența voastră, atingerea voastră. Vă văd de o valoare specială, repet. Și dacă ei vă blochează, dacă voi îi blocați, acest blocaj este pentru a vă regăsi valoarea și unul și celălalt. Pentru a renaște, că de fapt asta înseamnă judecata, pentru a renaște. 9 și 9, aveți două cărți, 9 de monede și 9 de bâte. Noi număr spiritual, trebuie să transformați toate aceste dorințe de independență, dorință de a fi împreună, da? Trebuie să le transformați într-o nouă direcție. Dar pentru asta trebuie să înțelegeți lecția spirituală. În tăcere,
și în vindecare și trebuie să vă ascultați intuiția și îngerii protectori. Cam aceasta este etalarea, sper că v-a fost de ajutor și rămâneți să ne vedem cu următoarele. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!